Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Starea de ațipire și nepăsare în care se găsește poporul în vremea aceasta, aproape nimic nu-l mai mișcă să se trezească, nici măcar semnele apocalipsei ce se împlinesc sub ochii noștri, pe mulți nu-i mișcă deloc din nepăsare. În a doua parte, Domnul a arătat pricinile care au dus poporul în această stare de ațipire, de căldicel, care e cea mai rea stare. Încuscrirea cu neamurile, dumnezeii străini și îmbrățișarea Baalului, înlocuind în familie altarul Domnului cu altarul Baalului din vremea de acum și astfel primind pe Baal, mulți și-au spurcat templul, trupul care este templul Duhului Sfânt. Domnul ne-a cerut întoarcere, căință, recunoștință și cereri udate cu lacrimi până nu-i prea târziu. În a treia parte, Domnul a arătat că poporul și-a schimbat podoabele de preț cu podoabe străine, veșmântul alb cu cel strențuit, hrana aleasă cu pâine mucegăită și apa limpede cu apă tulbure. Domnul cere să ne venim în fire până nu e prea târziu, că altfel nu vom avea parte de răpire. În a patra parte, Domnul s-a ocupat de familiile noastre, arătând că trebuie să ne înfățișăm la altar cu copiii noștri, cerând peste ei numele Domnului și punându-i la adăpostul numelui Său mare și a sângelui Său sfânt, ca niciunul dintre ei să nu lipsească la numărătoarea aleasă. În partea a cincea, Domnul ne-a spus că El vrea cu orice preț să fim ai Lui și văzând pornirile noastre de a ne depărta de El, ne pune îngrădituri și bariere în cale prin încercări, probe și suferințe, cu scopul de a ne ține aproape de El, căci de ne-ar lăsa în voia pornirilor noastre, mulți cei ce fac alergări iuți s-ar pierde în pustie. Dar Domnul a spus că ce e mai dureros e că în loc să-i mulțumim că ne iubește și de aceea ne și pedepsește, noi murmurăm, cârtim și în felul acesta focul de pe altar s-a stins la mulți. În a șasea parte a lucrării, Domnul s-a ocupat și de bătrânii poporului, dintre care fac parte și bărbații de slujbă, care sunt chemați să judece după adevăr și nu după înfățișare sau cunoscând din auzite pricinile poporului, căci altfel Domnul va intra la judecată cu ei. În ultima lucrare, Domnul a cerut străjerilor să stea la postul de veche, înțelegându-și chemarea și păstrându-și podoabele de preț fără să se atingă de lucrurile străine, că cei ce nu-și înțeleg chemarea de a fi sfinți pentru Domnul și nu-și păstrează locul și își schimbă podoabele sfinte cu cele străine, ajung la răscruci și se încurcă și pe ei, dar mai încurcă și pe cei ce ascultă, că trâmbițele lor nu mai dau sunet clar. Domnul cerea străjerilor predare totală în lucrare, căci altfel vor fi trași la socoteală de cuvântul Domnului. În continuare sunt redate cele șapte lucrări cu privire la popor cu deamănuntul, așa cum le-a spus Domnul. 1. Trezește-te, trezește-te, poporule, treziți-vă voi care ați ațipit și ați căzut în împietrire și necredință. V-am vorbit și într-un fel și în altul, dar voi v-ați obișnuit cu cuvintele mele, zice Domnul, și nu vă mai mișcă nimic ca să vă treziți din nepăsare și împietrire. Dacă nu mai vreți să ascultați când vă vorbesc prin cei puși să vestească cuvântul și să susțină mărturia adevărului, dacă nu mai vreți să luați aminte și să credeți când vă vorbesc prin robii mei prorocii, dacă nu vă mai mișcă nici lucrările pe care le fac în mijlocul vostru într-un fel sau altul, prin izbăvirile și vindecările ce le-am făcut sub ochii voștri și prin punctele de întristare și jale ce le-am făcut în unele familii,
credeți măcar, privind la semnele din fire ce se petrec pe pământ sub ochii voștri, căci aceste semne pe care le vedeți pe pământ sub ochii voștri, vă mărturisesc căci cuvintele Apocalipsei se împlinesc și eu îngrăbesc lucrarea pe pământ, căci în curând voi veni și ce este al meu voi lua la mine, zice Domnul. 2. Strânge-te de pe ulici din piețele deșertăciunii poporului și veniți-vă în fire voi care v-ați încuscrit cu neamurile și ați îmbrățișat balul și ați purcat templul care a fost sfințit de Duhul meu, închinându-vă la Dumnezei străini. Întorceți-vă cu căință și recunoștință și cu cereri udate cu lacrimi până nu-i prea târziu, că apele năvalnice vor veni, vor lovi în casa celui rău și în casa zidită pe nisip și vor surpa temeliile. Căci apele năvalnice vor veni, vor lovi în casa celui rău și în casa zidită pe nisip și vor surpa temeliile. Se strigă, vai de cei ce nu au iertat, vai de cei ce nu au iubit și nu au răbdat, vai de cei ce și-au căutat adăpost sub umbra copacilor falnici ca să se adăpostească de arșița ploii, că nădejdea lor va fi spulberată, căci copacii falnici vor fi doborâți la pământ și adăpostul lor nu va mai fi de niciun folos. De aceea treziți-vă și luați aminte fiecare că sunteți chemați să iertați, să răbdați și să vă iubiți, așa cum eu v-am iubit, zice Domnul. 3. Luați aminte și treziți-vă voi care ați căzut în ațipire, treziți-vă și veniți-vă în fire voi care ați schimbat podoabele de neprihănire cu podoabe străine și veșmântul ales cu veșmântul strențuit. Iată, unii din voi a schimbat hrana aleasă cu pâine mucegăită și apa limpede cu apă tulbure. Treziți-vă și veniți-vă în fire că timpul care apare în față va aduce un întuneric gros. De aceea strângeți-vă ulei în candelă și candela să vă fie aprinsă, ca să nu pieriți în întunericul ce va apare, căci străinul îți va strica cuibul și vei fi ca o pasăre alungată din cuibul ei, căreia i s-a stricat cuibul și urmărită. Zboară din creangă în creangă cântându-și cântecul dorului de plecare, cântecul zborului înalt, unde nu va mai fi urmărită de mâna străinilor. Cocorul și rândunica își cunosc pe cer vremea plecării lor, dar voi după toate semnele ce le vedeți împlinindu-se sub ochii voștri, nu cunoașteți că se apropie vremea plecării voastre. Dezlegați-vă legăturile străine cu care mai sunteți legați, că dacă nu, veți rămâne legați cu ele jos și vi se vor topi ochii de plâns, când veți vedea porumbița luându-și zborul și voi veți rămâne la plâns și gemete. Pentru că nu ați prețuit vremea de trezire și ați nesocotit cuvintele mele, zice Domnul. Adunați-vă copiii în jurul vostru și învățați-i din cuvântul meu, zice Domnul. Spuneți-le cuvintele mele, înfățișați-vă cu ei la altare, chemați-mă și adăpostiți-i sub numele meu, cerând sângele meu să-i acopere, ca după ce vor trece apele năvalnice să puteți face numărătoarea și să puteți zice, nu lipsește niciunul din cât ți mi-a dat Domnul. Te mai miri, poporule, de ce ți-am pus bariere în cale și unele îngrădituri? Te întreb de ce te trec prin multe suferințe, încercări și greutăți? Iată că dacă nu ți-aș fi ieșit în cale în felul acesta, ai fi fost ca o măgăriță sălbatică lăsată în voie, care și-a drumul spre pustie, ți s-ar fi uscat vlaga și ai fi pierit. Dar ți-am pus zăbala în gură ca să te strunești și să te oprești din pornirile tale și din alergările tale iuți care duc spre pustie, unde în loc de hrana aleasă te-ai hrăni cu roșcove, dar voi în loc să recunoașteți că vă iubesc și de aceea vă ies în cale prin încercări și probe, punându-vă bariere și îngrădituri într-un fel sau altul, ca să nu vă depărtați de mine și să vă pierdeți, în loc să recunoașteți și să vă întoarceți cu căință și smerenie, cârtiți și murmurați în încercări. Fiecare sunteți chemați să descărcați poverile, să dezlegați brâiele străine, să vă faceți verificarea, să vă puneți în îndoială și să recunoașteți că v-ați atins de lucruri străine. Când v-am căutat, nu v-am găsit la altar cu focul aprins ca la început, ci ați fost prinși de frământări și îngrijorări. Veniți cu recunoștință și hotărâri noi ca să căpătați tămăduire și pe o parte și pe alta, zice Domnul. 6. Treziți-vă și voi, bătrânei poporului, care judecați pricinile poporului meu după înfățișare și după cele auzite, nu după dreptate și adevăr. Sunteți chemați să susțineți adevărul meu și să judecați după dreptate pricina poporului meu, căci dacă nu veți lucra după adevăr, voi intra eu la judecată cu voi și veți fi puși în cântar și din cântar în cuptor și iar pe cântar până se va dezlipi zgura de pe voi ca să se vadă strălucirea aurului curat.
Nu-i mult și un ciur va fi pus în popor și toată pleava și partea ușoară va fi spulberată și nu vor rămâne decât boabele cu greutate. De aceea înțelegeți și fiecare să-și facă verificarea până nu-i prea târziu, zice Domnul. 7. Treziți-vă voi care trebuie să stați de veche pe ziduri. Vegheați ca să nu ațipiți, nici să nu cădeți de la locul de veche unde v-am așezat. Că voi nu aveți parte nici drept la împărțeala de jos, ci chemarea voastră e înaltă ca să vă păstrați podoabele de preț și să nu luați nimic din lucrurile deșertăciunii, zice Domnul. Din pricină că unii nu și-au păstrat alegerea și locul, din pricină că nu și-au înțeles chemarea sfânt pentru Domnul și s-au atins de unele lucruri străine, au ajuns la scruși de drumuri și trâmbița lor nu a mai dat sunet ales, sunet deslușit, sunet clar și din pricina aceasta și ei și alții s-au încurcat în mers. Intrați în lucrul încredințat cu predare totală, îmbrăcați cu podoabe sfinte, ca trâmbițele să fie lustruite din nou și să dea sunetul ales și deslușit, căci lucrurile ce vor apărea și le veți vedea curând vă vor aduce aminte de cuvintele mele, zice Domnul. Lucrurile ce vor apărea vor ului de groază pe mulți care și-au schimbat veșmântul ales cu podoabe străine. De aceea fiecare să înțeleagă până nu-i prea târziu că de nu sosește vremea când veți fi trași la socoteală de cuvintele acestea, zice Domnul. Amin. Thank you.
ziua aceasta. Nu vedeți în adunări, proroci nu, apostoli nu, dar e plină lumea de predicatori. Nu știi pe care să-l pui, unul să supără, unul se enervează, unul pleacă acasă, unul te predică. Oare Domnul i-a făcut pe toți predicatori? Îmi pun întrebarea și vreau să întreb astăzi pe oamenii care toată ziua cercetează, când reviste, când ziare, când casete, când CD-uri, să poată predica. Dacă nu te-a trimis Dumnezeu să predici, de ce vrei să te bagi unde nu te-a trimis Dumnezeu? Vrei să mergi în iad? Adică cumpărate de la alții și le pui pe tavă și dai încolo, din Geneza, în Apocalipsa, învârți pe frați de amețești și tu de fapt nu te-a trimis Dumnezeu. Totul e intelect, totul e școală, totul ai învățat, totul ai cumpărat de la oameni. Să ridică sute de predicatori în timpul săptămânii în adunări, prezbiteri, diacon, să ridică și adapă poporul cu lucruri pe care le știu ei și pe care le-au cumpărat de pe piață. Și nu se întâmplă nimic. Noi n-am apelat la cei mari, la fiii oamenilor în care nu este ajutor. Noi nu ne-am pus nădejdea în munții înalți, care în vremea aceasta parcă sunt înalți, dar care duc poporul în rătăcire, ci noi am chemat pe Domnul. Amin. Și Dumnezeu ne-a izbăvit. Aleluia. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Vreau să spun, frați și surori, după ceea ce scrie Biblia, ar trebui să existe apostoli. Nu? Adevărați. Că mincinoși sunt cu grămadă. Diavolul are foarte mulți angajați. La el nu-i faliment, nu-i, tot angajează, de la o zi la alta tot angajează, foarte mult. Dar Dumnezeu ar trebui să aibă apostoli adevărați. Amin, amin. Dumnezeu ar trebui să aibă proroci adevărați. Amin, amin. Acum îmi pun întrebarea. Să spunem după versiunea unor oameni, nu există apostoli adevărați, nu există proroci adevărați. Dar eu întreb, de unde sunt atât de mulți predicatori adevărați în zilele în care trăim? Cei mai mari, apostolia, prorocia sau predicatul? Cum de Domnul are atâția învățători în vremea asta și toți vorbesc călăuziți, pe toți dacă îi întreb, Domnul m-a trimis, Domnul m-a pus să vorbesc așa, Domnul mi-a zis să zic așa și lucrurile se bat cap în cap? O altă întrebare. Este scris cu privire la viața Domnului Iisus că Domnul ziua vindeca bolnavii, scotea afară dracii, elibera pe cei care erau prinși în prinsoare, vestea Evanghelia. Dovada vorbirii lui este și dușmanii au zis într-o zi, n-am auzit pe omul acesta vorbind, un altul pe pământ vorbind ca omul acesta. Au trimis într-o zi niște oameni, niște militari să-l lege și au venit înapoi aprozii și au zis, n-am auzit niciodată pe nimeni vorbind ca omul acesta, n-am putut să punem mâna pe el. Era dovedit cu Duhul Sfințeniei că era Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. În fața lui se oprea marea. Aleluia. Doamne, eu sunt praf! În fața ta se mulțesc pâinile! Aleluia! În fața ta învie morții! Aleluia! În fața ta se scoală ologii! Aleluia! Câtă îndrăzneală au predicatoria și nu s-o scula niciun olog, ba alții pleacă mai ologi! Cât tupeu au oamenii azi să vorbească și câtă slăbiciune spirituală trăim și cât faliment și câtă apostazie, fiecare cu părerea lui, cu pătrățica lui, cu direcția lui, cu drumul lui, cu predica lui. Iisus vindeca bolnavi, scotea dracii, învia morții și noaptea o petrecea în rugăciune. Aleluia, aleluia. Când a fost vestea să vin pe munte și-mi tremură și acum inima, eu nu vin de la post, de la rugăciune, nu vin de la nu știu câte zile m-am rugat, eu vin de la muncă. Toată ziua muncim, vorbim și de cei din străinătate și de cei din țară. Toată ziua muncă, toată ziua alergătură, rugăciuni mai puține, zilele post mai puține.
Da, l-a predicat, mi-o dat Domnul. Să fie chiar așa? Soluția ar fi asta. Să ne oprim. Și dacă nu sunt proroci adevărați, intrăm în rugăciune să scoată Dumnezeu prorocii. Amin. Amin. Dacă nu sunt apostoli adevărați și toată valea e plină de mincinoși și de oameni fățarnici, ne rugăm Domnului să scoată apostoli adevărați. Amin, Doamne. Dacă nu sunt predicatori adevărați și dacă nu avem de la Dumnezeu, vă spun un adevăr. Problema oamenilor care seară de seară, zi de zi, sunt lucrare. Nu mai vorbim de astea, de păstori care spune așa cu fața semenii, eu prin harul Domnului păstor peste 7 biserici, nici peste 7 turme de crâștii nu poți să fii păstor. Nu, 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 am întrebat un cioban într-o zi, spune-mi omule ca să aude la sursă, se poate să fii păstor peste 7 turme? O zis, nu se poate, nu poți. Ca să fii păstor trebuie să fii cu oaia acolo lângă turmă, să o vezi când mănâncă, când nu mănâncă, când ia apă, atâta se poate. Atâta se poate. În lucrarea lui Dumnezeu, frați și surori, nu mergem ca tractoarele americane care pot ara în 3 schimburi. Simțim și ăsta e adevărul. Am certitudinea că de multe ori când vorbim, vorbim doar din cunoștință. Doar că am citit mult, doar că ne-am pregătit. Dar nu vorbim de la Dumnezeu. Și acum îmi pun întrebarea, ce diferență e între prorocul care vorbește din îndrăzneală și predicatorul care vorbește din îndrăzneală? Ce diferență e între apostolul mincinos și evanghelistul care vorbește din mintea lui, din intelectul lui și n-are nimic cu Dumnezeu? Realitatea e asta. Ar trebui să ne oprim. Să nu fim așa specialiști, l-a dat verdicte, l-a dat direcții, l-a spus ce se poate și la proroc și la unul și la altul, ci să luăm realitatea problemei și să plângem înaintea Domnului. Să spunem, Doamne, mai scoate astăzi că Tu ești același proroci adevărați. O altă greșeală. Prorocii care sunt de la Dumnezeu, de exemplu să spunem așa, foarte mulți tineri ajung să predice, stau aici, ascultă, CD-ul unii stau toată ziua cu căștile, când pe ăla, când pe ăla, când pe ăla, când vine aici poate să spui câteva cuvinte, nu? Dar prorocii nu pot învăța de pe casetă să prorocească. Ar trebui să fie proroci care sunt de la Dumnezeu, să stea lângă alții care să crească după ei. Asta lipsește cu desăvârșire în România. Răspunde ce vorbesc. Asta lipsește cu desăvârșire în România. Și mă tem de un lucru. Zicem noi că omorâm pe prorocii lui Baal. Da, mă tem că îi omorâm pe toți. Mă tem că îi omorâm pe toți. Faceți un lucru practic. Pune într-o adunare, să spunem așa. Într-o adunare. Să ridică câțiva tineri care au ceva habar de Evanghelie și Dumnezeu, într-o oarecare măsură, la măsura lor de creștere, îi începe să îi însoțească. Faceți proba. Pune să vorbească și după fiecare tânăr, scoate pe unul să spună: predicatorii mincinoși, aveți grijă, e plină țara de predicatori mincinoși. A doua oară nu se mai ridică la suprapea. Tremură inima în el. Că nu-i crescut, că-i tânăr și altul ucide, fără să-l intereseze. Așa e, Doamne. Pune la probă să mai ridică vreunul să vorbească? Uitați-vă în adunările în care bătrânii s-au ținut de coarnele altarului până închina steagul. Și cum s-a ridicat un predicator, s-a temut să nu iei scaunul și l-a ucis? Cum s-a ridicat un proroc, l-a ucis? Și astăzi strigăm în gura mare, nu-s proroc, nu-s predicator, nici cu noi nu-i bine. E adevărat, nici cu noi nu-i bine. Amin, așa e. Aleluia. Dumnezeu nostru nu stă în mine sau în tine. El are putere, a zis Iisus. Amin. Din pietrele astea.
Dacă nu vreau eu să mă sfințesc, nu vrei tu! A scoate Dumnezeu într-o zi orfanii de la casa de copii. Omul fără țară, fără mamă, fără casă, fără pat, fără farfurie. Și se va ridica în poporul lui Dumnezeu să spună lucruri pe care nu le vom putea suferi, dar care vor fi de la Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Să pune problema. Noi la ce lucrăm? La ce lucrăm? Lucrăm să deosebim lucrurile? Să oprim pe oamenii nelegiuiți și să ajutăm pe cei care sunt sinceri și pe cei care caută pe Dumnezeu, sau îi băgăm pe toți într-o oală? Știți că Iehu, când a intrat să nimicească pe toți preoții lui Baal, a făcut o descurcătură acolo. Omul ăsta umbla călăuzit de Dumnezeu și a zis așa: intrați în templul lui Baal și băgați de seamă să nu fie în templul lui Baal niciun preot al lui Dumnezeu, niciun om din poporul Domnului. O să fie doar preoții lui Baal. Și când Iehu, trimis de Dumnezeu să facă judecata aceasta în Israel, a fost convins că acolo erau doar prorocii lui Baal, a intrat, așa cum a spus și a spus, așa de tare a spus omul ăsta, a zis: de scapă un om de aici din templu, din preoții lui Baal, cine îl scapă răspunde cu viața lui pentru a sa. Amin, amin. Și în felul acesta, spune Biblia, Iehu a ucis pe toți prorocii lui Baal. Facă Dumnezeu să nu ne grăbim să vorbim, ci facă Dumnezeu să gândim și nu cu mintea noastră, ci cu lumină de la Dumnezeu. Amin, amin. Și Dumnezeule, astăzi uită-te la starea adevărată pe care o avem. Vreau să spun pentru predicatori: întâlnești oameni, așa cum spuneam, ăștia plătiți așa umblă. În fiecare seară se îmbrazdă. Ei merg, n-au nicio treabă. Domnul le dă numai binecuvântări, numai cuvinte, și toate le-au luat de pe internet, din reviste, din ziare. Dacă nu merge, ne mai spune o poveste cu papa, cu așa, și mergem înainte, dă-i înainte, că merge așa. Vreau să spun, frați și surori, dacă apostolul Pavel a zis în Biblie: rugați-vă pentru mine, și ăsta nu era Iulian. Iulian e cenușă. Ăsta era Pavel. Osana. Ăsta era Pavel! Care când i-a spus vrăjitorului, vei rămâne orb! O rămas! Pavel, care s-a rugat pentru Eutic și Eutic l-a adus viu! Amin! Nu! Se zice la un moment dat, asta e realitatea. N-am auzit și mi-e rușine și mie de asta. Să auzi pe câte un predicator, să auzi pe cineva: rugați-vă, că eu numai sunt om, atâta sunt om. Am spus, mi-a tremurat inima când să vin pe munte. O șoaptă îmi spunea: nu te du. Lupta de la un an la altul e tot mai mare. Eram obosit, am lucrat până în ultima zi. Și am zis, și astăzi sunt aici și vreau să spun, frați și surori, nu pot să spun că totdeauna am primit un cuvânt de la Dumnezeu. În ultima vreme, poate o dată pe lună, simt că primesc un cuvânt de la Dumnezeu. Realitatea este, poate că nu spunem rău, dar o spunem din cunoștință doar. Doar că am studiat, doar că am cercetat. Alții au mers și la școală să învețe să predice, doar pentru asta. Și atâta-i tot. Să ridică sute de predicatori în timpul săptămânii în adunări, prezbiteri, diacon, să ridică și adapă poporul cu lucruri pe care le știu ei și pe care le-au cumpărat de pe piață. Și nu se întâmplă nimic. Nu-i așa? Ar trebui și real, ar trebui așa. Prorocul, dacă nu primește de la Dumnezeu, să se oprească, să nu vorbească de la el. Predicatorul, dacă nu primește de la Dumnezeu, să spuie: noi nu suntem aici, fără noi nu se poate, dacă nu vorbim noi, nu-i toată treaba întreagă. Nu! Ar trebui să fie așa? Amin. Cântăreții, mergem mai departe.
cântăreții ar trebui să spună: am avut de la Dumnezeu să cânt cântarea cu tare. Nu vedeți câteodată să cântă câte o cântare din asta care se cânta pe vremea bătrânilor, de exemplu? Și să cânt așa de sec, cu niște cuvinte așa de mari, de înalte, dar n-are esență, n-are nimic în ea. Le cântăm că așa merge pe munte. Impresionant de tras că așa merge pe munte. Vorbim aici de calea îngustă și ne temem să nu ne dea pe colo sau pe colo. Dacă suntem în vale, suntem verișori și frați cu toți nelegiuiți, cu toți străcați, cu toți demonii. Nu? Asta înseamnă realitate după Biblie. Amin. Tot ce e programare omenească în adunare ar trebui să dispară. Amin. Amin. Textele date cu o lună de zile în adunare, nu de la Dumnezeu. Petru predica din ziua de Rusalii, nu a pregătit-o cu o lună înainte. O primit-o de la Dumnezeu. Amin, Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Că eu sunt cel prea înalt, al cărui nume este Domnul. Megobrodo șamanio fermen. Trăiți, zice Domnul, așa cum se cade, așa cum scrie Scriptura mea, zice Domnul. Căci iată, veți mai dori să prindeți zile de pace și de liniște și de fericire, zile în care să mai audă cuvântul meu, preot șamanofelme, să-l ascultați în liniște și în pace. Pentru că iată, zice Domnul, nori negri, iată, se ridică, zice Domnul, de departe, care iată se apropie de biserica mea, care este pretutindenea, menagober înaganto șamanofelme. 7 ani, zice Domnul, în care mi-aveți părtășie cu mine. 7 ani de bucurie, stamana gofelmen. Dar în acești 7 ani, zice Domnul, iată, vor fi și vremuri în care, zice Domnul, legi noi se vor da pe pământul acesta. Și iată, zice Domnul, va lovi biserica mea, când într-o parte, cât din cealaltă parte, zice Domnul. Oamenii din lume, stamane gofelmen, se vor bucura, zice Domnul, de legile și sub mâna celor mari, zice Domnul, pentru că ei nu sunt interesați de mântuire și de viața veșnică. Dar iată, zice Domnul, pe voi, Eknagot Shamano Felmen, vă va prinde ziua cea mare, zice Domnul, Mena Granto Felmen. Vremea lui Daniel este între voi, zice cel preanalt. Stamana Granto Felmen, chipul acela mare, înalt, zice Domnul, iată, este făcut numai capul să îi se pună. Și capul este cel care, iată, zice Domnul, va conduce întreaga lucrare, care va veni un doliu mare pe pământ. Sânge de sfânt va fi amestecat cu pământul acesta. Sânge de sfânt, zice Domnul, iată, va curge. Shabronofelmen, Shamanofelmen. În acești 7 ani, zice Domnul, vreau să pregătesc pe cei căzuți, pe cei care nu sunt pocăiți, și vreau să-i mai chem la mine, zice Domnul. Să pregătesc familiile care sunt dărâmate, zice Domnul. Să mai pregătesc copiii și nepoții voștri, zice Domnul. Menagot Felmen, pentru că numărul sfinților care va trebui să întâmpine pe acel care, iată, va face război cu sfinții, este spre împlinire, zice Domnul. Megobrot Shamano Felmen. Și iată, zice Domnul, căci biserica se va împărți, zice Domnul, scurtă vreme. Megobrot Shamano Fermana Kranto Felmen. 7 ani în care va fi pace și liniște. Veți bea din fântâna voastră, veți mânca, zice Domnul, în familiile voastre. Vine vremea când, iată, zice cel preanalt, veți fi înstrăinați unii într-o parte, alții în cealaltă parte, zice Domnul. Legi noi se vor da pe pământul acesta, zice Domnul. Iar toiagul pâinii și a păcii va fi sfărâmat, zdrobit complet, zice Domnul. Menagranto Felmeni, șamania. Și va fi marea, zice Domnul, despărțire, despre care voi vorbiți. Și despărțirea aceasta, zice Domnul, va fi în scurtă vreme. De aceea timp de pregătire mai este, zice Domnul. De aceea, zice Domnul, pe cei neputincioși, pe cei bolnavi, pe cei care nu vor putea să ducă crucea în vremea aceea, zice Domnul, vreau să iau din viață, îi lovesc cu boli, pentru curățire, zice Domnul, pentru sfințirea lor, și vreau să-i duc acasă, zice Domnul, printre ei vor fi și tineri, printre ei vor fi și tinere, Megobrot Shamano Felmen, printre aceștia vor fi și de vârstă mijlocie, Megobrot Shamano Felmen, vreau să-mi pregătesc un popor, zice Domnul, nu mare la număr, mic,
Care zicea, voi merge în frunte, necobrot, șamanul ferme și voi păstori turma mea, zicea Domnul, prin necaz și prin durere. Și va fi sânge, zicea Domnul, în toate cele patru colțuri ale pământului și veți spune, Doamne, dar cum vom birui? O să mă vedeți față în față. Mă voi coborâ din înaltul cer și voi fi cu voi, zice Domnul, cu turma mea, ecnagot felme. O să mă vedeți cu ochii voștri de carne și voi fi cu voi în necaz, în cuptor, în temniță, în moarte, în sărăcie, în foamete, în boli, ecranul șamanii oferme, să nu vă fie teamă, zice Domnul, că va coborî cerul pe pământ, zice cel preanalt, negoprot șamanul oferme, acei îngeri care acum vă supraveghează, scriu cărți de aducere aminte, aceștia vor coborî din cerul la semnalul meu și va coborî, zice Domnul, pe cele patru, pe cober ștamana granto felmen, da, zice Domnul, puncte ale pământului, ștamana granto ștamana felmen, și răsăritul va da mână cu apusul și miază zi va întinde mâna și odrea miază noapte și mulți veți fi, zice Domnul, întovărășit în temnițe, necobrot ștamana felmen, nu vă fie teamă de ziua aceea, pentru că va fi pentru voi o zi de binecuvântare, să vă întâlniți cu acela care îl predicați și cântați, să stați față în față cu acela care vă rugați. Și iată, mulți dintre voi nu l-ați văzut pe acela care este viu în vecii vecilor, dar îți veți vedea scurtă vreme, zice Domnul, când vă voi vorbi, zice cel banal, când o să vedeți ochii mei, părul meu, gura mea, mâinile mele care au fost perforate de cuiele romane, negobrot, voi face mulțiri de pâine, am să vă mulțesc, zice Domnul, necazurile, așa de mari vor fi necazurile, încât, zice Domnul, veți trece ca și Daniel, voi închide gura celor răi, zice Domnul, negado, febrot, șaman, ofernet, în fața voastră, voi face semne, minuni, vindecări, mari lucrări voi face, zice Domnul Sfânt, voi opri scurgerea apelor, voi opri soarele la miază și nu va mai apune, zice Domnul. Voi lovi pământul cu tot felul de nenorociri. Vă la cuvintele voastre voi da ploaie, la cuvintele voastre, zice Domnul, voi da seacetă. La cuvintele voastre voi face ca grindina să curgă, zice Domnul, ca grâul. Per tabor, tabara, cantor, șamanor. Voi face lucrări mari, zice Domnul. Pentru că vreau, zice Domnul, să vadă cei necredincioși, că aveți un Dumnezeu în ceruri care este și pe pământ. Numai rămâneți cu mine în sfințenie. În rest, zice Domnul, eu, Domnul, am să vă port grija. Negobrot, șamanor, felnet. Și atunci aveți ști că eu sunt Domnul, când voi fi cu voi și mă veți vedea la necazurile voastre. Eu, Domnul, v-am vorbit în această seară. Aleluia! Ascultă ce spune astăzi Domnul.
că scurtă este vremea, voi veni și te-o lua acolo în casa mea. Te voi duce în casa mea, îți voi șterge lacrima, tu de toate vei uita și acolo ne-o bucura. Te voi duce în casa mea și acolo ne-o bucura, împreună vom cânta glorie ale. Îți mulțumesc,